este exact situația aia în care... ce bine să te mai și întinzi un pic, rău, poți să mergi în continuu. În care ai văzut, ai oprit și ai acționat. La Brosex sunt. Și cum s-a golit bidonașul de apă, am zis... Mamă, ce aer fain, super. In just case. Unde e omul ăla alalt? Uite, mai am unul aici. Bidonașe. Brosec, aici sunt. Care e ideea? O să tot găsești pe parcursul călătoriei. Uite-l, mă, cât e de nemernic, unde și-a făcut el treaba aici. Tu l-ai, vetă. Izvorul Pierre Curie Spring. Dar de ce nu-i romul, mă? Vasile. Izvorul Vasile ăsta, mă. O să tot găsești izvoare din astea cu apă și îți recomand să iei. Unii spun că nu e bună, unii spun că este foarte bună. Eu îți spun doar că este bună. De ce? Pentru că eu așa consider, iar dacă îi dai creierului exact energia de care are nevoie și informația care îi trebuie, el o să zică, da, mă, Valentin, asta e o apă bună. Normal, mă, că e o apă bună. Să punem aici dopușorul. Așteptăm și pe cealaltă. Ia uite, mă, paradis, mă, paradis. Mulțumesc pentru apă. Te-ai stropit. A, nu mă interesează. E ok. Știi că mai sunt copii aia care se udă, se murdăresc, se, wow, what the fuck, what is going on? Știi ce s-a întâmplat? O să am probleme? O să ai, mă, nicio problemă, stai relaxat. Hainele se spală, mă. Water here. Water here. Și avem apiță, Vasile. Mă duc să mă spăl un pic pe ochi, dar nu înainte de a inspecta un pic zona. Ce e aici? S-a rupt malul, s-a surpat. Ia uite, OMV, peturi, mizerie. Aici cred că a fost ceva pod și ăsta a căzut, frate. La Brosec aici. Ia uite. Apă, nene. Apă. Super. Stai să mă spăl un pic pe ochișori. Păi da. Excelent, nene, asta este România frumoasă, Vasile. E absolut superb aici. Servus, my friend, și bine ai venit la Toplița. Sunt la Toplița. Ce faci, vrei să ieși, doamna Cici? Unde te duci? Ia uite ce reclamă a făcut ăsta, mă, aici a pus ursul pe casă. Păi când o să se urce, mă, un urs pe casă? No, serios. Lucra ceva cu mistria. Nu știu, bă, mă, frate, deci Toplița asta e ruptă toată, bă, băiatule, domn primar, cine răspunde, bre, de drumurile astea? No, serios.
cu atâta taxe și toale. Prea multe taxe. O să le ai ăștia taxe, ce vârstă ai? 300-418, a, 780 de euro pe lună taxă. Păi de ce? Păi ești în viață, poluezi, ai amprentă de carbon. L-ai în viață. Mamă, frate, dar e rupt, bă, băiatule, tot drumul ăsta. Ia uite ce frumos se vede. Superb. Ce duceam ăla, că n-am fost atent? Case din lemn. No, bine. Sunt câteva locuințe din astea aici foarte faine. Interesantă, mă, și comunitatea asta de aici. Oricum, ca și locație, ca și zonă, arată foarte, foarte frumos. Stațiunea băile nu știu de care. A, e cu băi. Au apă caldă? Da, nene, e perfect. Gheorgheni. Am fost acolo la Gheorgheni, o singură dată am fost. Faină și zona aia, mai ales după ce cobor și încep să mergi pe drumul ăla drept, foarte frumos. Dă-o că și ambulanța bagă combustie din asta. Dă-o mai încolo. Facem aici dreapta. Ăștia de la Polonia zice că n-au voie să semnalizeze spre dreapta. Nu știu, e ceva interzis. Da. Food corner. Dar pune-mă în limba română, la Petrică. Ce food corner? Ce înseamnă aia? Tu l-ai văd. Aici probabil că e centru sau cine știe. Uite că ți-a au spital aici, mă. Tu l-ai văd, nu vine să cred. Aia îmi place tricolorul aici. Cred că nu la toată lumea. Nu-i bai. E ok. HR. Uite, mă, că și cu școala o pe aici, mă. Ăsta e un fel de orășel până la urmă, dacă stau să mă gândesc, nu? Ăsta e râul Toplița. O, oh, e ceva apă. Și ceva biserică aici. O, îți dai seama că sunt foarte vechi, probabil, asta de pe aici. Uite, mă, și bloc. Ce vorbești, mă? Doamne, interesant, frate, ce să zic. Eco-școală? What? Cum adică, mă, eco-școală? Nu înțeleg, Vasile, serios, dacă înțeleg. Ceva legat de ecologie, cred că e cu Greta Garbo aia, sau cum o cheamă pe zăpăcita aia, în sfârșit. Aici la Penny mai mă opream din când în când, dar acum am tot ce-mi trebuie. Și nu mai este necesar să mă opresc. Mă duc așa încetus către casă. Cazare non-stop, mănăstirea Sfântului Ilie. Doamne ajută, nene, ce să zic. Mamă, câte lemne au și aici. Au ceva domeniu aici. Uite-o că și aici sunt blocuri. Da, mă, cred că este un fel de orășel, știi? Miliția acolo. Centru comercial, cu perdelele trase, e close. Mamă, dar ce rău arată, frate, blocurile astea aici. Asta mai arată cum mai arată. Dar ăla l-alt arăta din spate foarte horror. Ia zi-mă, Nea Costică, ce e aici? De ce l-am oprit? A, trebuie să facă ăla cu Loreganul. Și aici ce-i? A, un stâl din ăsta. Tu la e viață, stați ușor. Ia uite cum arată asta aici. Madres Dios. N-a mai luat-o nimeni, n-a mai refăcut nimic, frate. Sunt multe, multe case din astea, mă, care
sunt în paragină, știi? Probabil copiii ori plecat sau n-or fi având, cine știe, știi? Și au căzut, dacă nu se mai ocupă nimeni de ele, clar. Casa Tucan. Ce e aia, mă, Tucan? Bă, am mai auzit de Tucan ăsta, mă. Ce face omul ăla acolo? Are el o treabă. Opa, personaj aici. Uite, vezi ce a făcut piața, a pus pe bicicletă tot. Am văzut un cord din ăla de 7 days. Nu mai cumpăr din alea pentru că îs și scumpe. Și e o mânuță din aia de cocă, o bilă, așa e dacă o faci toată. Mai au din alea de la, de la Lidl, știi? Dar așa e aceeași chestie, alea cu unt îmi plac mie. Și mai sunt alea așa care au nucă din aia deasupra. Mamă, ce dulci, sunt foarte bune. Nu știu, am așa câteodată de mănânc câte o ciocolată întreagă, frate. Habar n-am ce se întâmplă, cred că zice corpul. Bă, Vasile, bagă niște cacao din aia măcinată. Hai bă că băgăm. No, ce pensiune asta, mă, aici la șosea? Păi dar nu se poate, mă. Păi dar vii să te cazezi, să te relaxezi, nu să-ți meargă ăștia pe aici cu mașinile pe drum. No, serios. Mamă, ce bine că se învârte volanul ăsta, să poți să iau curbele. Ristorante, grande. Neamț, 3.5, internațional. Nu, bun. Uite, că încă mai e pădure, aici ce se vede, că în spate e altfel, probabil. Uite, mă, că și fancuri erau aici, mă. Nene, nu te supăra pe mine dacă lucrezi la fan, dar din punctul meu de vedere, nu e ce trebuie, mai bine să mă opresc. Gata. Lână, nu știu ce căra femeia aia cu roaba. Dar hai mă, de ce nu mergem un pic mai întins? Costică, ce e mă în față acolo? Mai e un băiat cu o dugă. Uite că și aici mai fac câte ceva. Așa da. Fain. Adică parcă ți vine să te mai oprești. Și când îți zice că o ciorbă e 30 de lei, te ridici și spui: nu mai lăsați. Vreau să spuneți ceva. Nu, vroiam niște apă, dar decât să dau 15 lei, dați-i pace că beau din băltacă. Ana, uite, fii atent, agață remorca. Încă se mai poartă chestia asta cu căruța, știi? Hai bobiță să și mere, că mai avem de mers. Pensiunea Căprioara. Unde e Căprioara? Dar asta ce a avut, mă, pe spate acolo de așa? A, cred că din alea, mă, cum le zice? Cu reflexie din aia, nu știu, nu, în sfârșit de pace. Hai să ne uităm pe pereți. E frumos aici, pe ce vorbești? Bă, da, sunt pești în apa asta. Nu, serios, ar trebui să fie, nu? Mă gândesc. Măcar din aia mici. Bă, dar ăsta de ce nu mergem un pic mai întins? Că nu-l înțeleg. Că ne forțează pe noi să facem aici lucruri. A, e na petrică, mă. Na petrică. Zice, câte ceas? Cât mai am până acasă? O oră. A, nu mă încadrez în program, zice șeful că am ajuns prea repede, știi? Îți dai seama că mai sunt și din ăștia. Nu, nene, tot înainte, spre Căprioara, nu? Sau cum i-a zis la popasul ăla? Căprița.